O podoabă capilară sănătoasă și frumoasă este visul oricărei femei, indiferent de anotimp. Însă pentru că ne aflăm în sezonul estival, trebuie să știm că în această perioadă de caniculă, părul are foarte mult de suferit dacă nu este îngrijit corespunzător. Ceea ce este mai important este să știm că nu doar la exterior trebuie tratat, ci și la interior. Alimentația este astfel un factor foarte important. În primul rând, trebuie hidratat foarte bine și nu numai la exterior, ci și pe interior. Să bem suficientă apă, 2-3 litri pe zi, fructe și legumele de sezon să le consumăm și pe exterior trebuie să folosim balsame cu protecție solară sau uleiurile pentru vârfuri. Dacă avem un păr fragil, trebuie să folosim măști intensive. În schimb, dacă părul este unul normal, nu avem nevoie de tratamente puternice. Acestea se pot face și acasă, iar uleiurile sunt foarte folositoare. Este recomandat să fie utilizate produsele speciale pentru păr, dar și uleiurile, în special cel de avocado, cel de susan, e foarte bun. Uleiul de cocos protejează părul și de expunerea la razele UV. Se pot aplica o dată la 2 săptămâni sau chiar o dată pe lună. Apa sărată și clorul dăunează și ele foarte mult, la fel ca și soarele. Când ieșim din casă, părul ar trebui acoperit, spun specialiștii. Dacă mergem la piscină, este recomandat, este, cum să zic, cel mai bine să fie acoperit părul cu o cască dintre acelea speciale pentru not sau cu o pălărie. Iar dacă nu ne place, nu ne simțim ok, e bine să îl udăm prima dată cu apă dulce, să fie ud, să fie aplicat un balsam fără clătire și astfel se creează un filtru de o peliculă de protecție. Doar după ce am realizat acești pași, îl putem strânge într-un coc lejer și să intrăm în apă. Ar fi de preferat să nu folosim uscătorul, placa sau alte aparate pe bază de căldură, pentru că favorizează uscarea. Culoarea părului este și ea importantă pentru aspectul nostru. În această vară se poartă șuvițele aurii și mai ales culorile electrice.